După ce am plecat de aici, mi-am sunat prietena care mi-a recomandat și am mulțumit. Și în al doilea rând, astăzi, după ce ai plecat de la noi, am simțit că mă eliberez de toate frustrările mele, mai ales și din copilărie, dar mai ales frustrările mele cu fiica mea care nu mânca. Și care, dacă un an și 9 luni, și după ce nu mânca, noi luam mâncarea și nu-i mai dădeam până la următoarea masă. Și tu mi-ai exemplificat cu finger food și să-i pun în diferite locuri și cu castronașe colorate și am luat și castronașele ei de jucărie care dă la păpuși să mănânce și am pus în ele și vreau să zic că fiica mea în decurs de o oră... Eu eram prin casă, uitam la televizor, vorbeam cu soțul meu, deci nu era, păia, nu păia o atmosferă relaxantă. Și având în vedere că de dimineață n-am mâncat decât foarte puțin la micul dejun, care eu altădată făceam crize. Deci făceam crize de lua castronul și mie, Antonia mi-l arunca în față, adică what the fuck, lasă-mă în pace, mamă. Da, așa. Da. Și făcea am pus... criza ta și ea. Da, pentru că și eu mă crizam la ea, pentru că mânceam degeaba dimineața la mic dejun sau când... Și i-am luat ce n-am mâncat ea și plus niște morcovi, ceva colorat, l-am pus așa și am decurs de ora, i-am mâncat tot. Și a mai venit și lângă mine cu castronelul și s-a așezat lângă mine în canapea și uite, am mâncat. Mi-a dat și mie un pic. Și ce ai făcut azi la curs? Ce mi-ai făcut? Ți-am dat o îmbrățișare și te-am pupat pentru că, pur și simplu, frustrările astea te macină și te fac pe tine să te simți un om că, băi, ce-am făcut copil, sunt o mamă rea, nu știu să-mi cresc, uite cât mănâncă alusor mea, mănâncă 300 de mililitri la 11 luni de mâncare, nu știu ce, a mea mănâncă 3 înghițituri, sunt o mamă, nu crea să fac copil. Și uite că nu e așa. Și mai făcut să mă simt bine în relația mea cu ea. Și chestia asta contează cel mai mult. Și relația cu mine. Adică mă uit în oglindă și nu sunt mama rea care mă vedea. Și pentru asta să mai dau îmbrățișare. Și te voi recomanda cu mare drag. Și pentru că chiar ești un om deosebit și merită mai multă lume să te cunoască. Sunt oameni care au nevoie de ajutor. Da, și e bine să și cer ajutor. Adică eu ce puțin am sunat prietena și am zis, băi, am nevoie de ajutor, ajută-mă cumva. Și mi-ai zis, uite așa, tipa e din Brașov, o să vină și aici. Te-am scris și uite așa am ajuns la tine. Trebuie să și caut ajutor, sigur. Mulțumesc. Da, și mai mulțumesc. Da, și mulțumesc.